Rava s-a născut în orașul Chișinău pe 15 iulie 1991. Din anul 2007 începe să studieze pictura la atelierul din incinta Centrului Social al Bisericii Sfântul Dumitru din capitală. În anul 2010 devine student la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Facultatea Arte Plastice, secția Pictură Murală. Astăzi, la Istoriile Gloriei, un pictor care crede că cultura este cu atât mai importantă cât realitatea este mai grea, pentru că reprezintă speranța. Radu Dumbrava. Radu, bine ai venit! Bine m-am găsit, mersi foarte mult pentru invitație. Eu cunosc ceea ce faci tu, dar dacă cumva se întâmplă că cineva care ne privește nu știe cu ce te ocupi, iată, te întreabă direct, Radu, ce faci? Tu ce-i răspunzi? Creez. Creez. Creez lucruri frumoase și mă împart cu lucrurile astea cu oameni. Asta e una. După care creez frumos pentru oameni ca și ei să bucure de ceea ce înconjoară pe ei. De exemplu, tablouri. Când ai intrat tu, am văzut cum le studiezi. Deci tu mereu te uiți la tot ce e frumos și te înconjoară pe tine. Desigur. Deci, în primul rând, eu văd absolut tot ce pe mine mă înconjoară și e foarte important ca să fiu și să percep ce mă înconjoară pe mine. Însă, atunci când văd o lucrare pe perete, asta e ceva deosebit. Da, te uiți cu ochi critic, bănuiesc. Critic, analizez și mă uit. De ce anume lucrarea asta a fost cumpărată de către persoana asta și stă anume aici? Și atunci înțeleg că e o lucrare profesionistă, adică îmi dau seama că au fost anumite elemente care i-au plăcut și au putut și eu le găsesc elementele cele. În familia ta, ai avut pe cineva din domeniul artistic care să te ghideze? Nu. Iată asta nu, însă tot timpul am primit susținere din partea lui tatăl meu. Ai înțeles de la o vârstă fragedă că asta vei face toată viața? Nu, deși mie tot timpul asta mi-a plăcut să fac. Chiar de mic eu țin minte că ceva făceam acolo, ținam cu acuarela anumite jurnale care erau imagini, ilustrații și uite că chiar și în școală făceam lucruri dat. Însă pentru mine era ceva normal. Niciodată nu am avut așa că eu, wow, că eu desenez și mă deosebesc spre deosebire de alte persoane, adică eu am ceva special în mine. De exemplu, cum eu mă uit acum la Michelangelo, da, el chiar se diferențează de toată lumea, de toți artiștii plastici sau chiar și același Da Vinci. A fost ceva normal cum aș merge pe stradă sau cum aș mânca. De asta deja am început să înțeleg că trebuie ceva să fac mai departe și uite că am spus că ok, asta mie îmi place să fac, asta mi se dă și trebuie asta să-i dezvolt mai departe. Pictura se învață? Dacă ai talent, de ce trebuie să mai înveți? Știi, vreau să spun sincer că niciodată nu m-am crezut persoană talentată. Niciodată absolut și nici acum nu mă cred talentată. Însă știu că eu asta am capacitatea asta. Și cred că foarte mult aici contează capacitatea de mai multe de creație, de a crea ceva și creativitatea. Și asta se manifestă în pictură. Și asta foarte mult se antrenează. Se antrenează până la momentul în care noi suntem capabili ca să transmitem un mesaj. Dar tu vrei să transmiți un mesaj prin pictura și arta ta? Desigur. O pictură fără mesaj e na pictură. Și nu are absolut nimic în ea. Ce vrei să înțeleagă un om care privește o lucrare de-a ta? Că el e deosebit. Că el e frumos. Că lumea e frumoasă, că în jur este foarte mult bine, că avem o istorie foarte bogată. Și eu asta vreau să transmit prin ceea ce fac eu. Și vreau ca o anumită stare de bine să transmit la oameni, ca și iarăși să inspire, pentru că pictura pentru asta și-i creată, pentru estetic, pentru că ne face ca noi să înțelegem mult mai bine, mult mai frumos și să fim bogați, să avem cu vedere emoțional și sufletești. Apreciată este arta la noi în țară, de către oamenii noștri? O întrebare foarte delicată, pentru că am auzit foarte multe păreri. Cineva spune că nu e posibil de făcut, că nu e posibil să fii pictor, că cineva acolo, că pictorul e apreciat doar după ce, mă rog, acolo pleacă. Dintre noi, idei diferite. Că este o meserie riscantă. Este o meserie riscantă, bineînțeles, dar știi cum? Mie îmi place să risc. Mie îmi place să risc și eu mi-asum toate riscurile pentru că îmi dau seama că e ceva instabil. Din punct de vedere că tu nu știi mâine, tu o expectezi sau tu nu expectezi?
Însă, asta ține de, spun așa, de rolul de pictor. Că noi scriem și noi să ne facem nouă tot posibilul, că noi să avem toate necesare, pentru că noi să putem scriem în continuare. Și să revin la întrebarea ta, eu cred că arta la noi e apreciată. Cel puțin oamenii simt frumos cel pe care îl ved în alte lucrări. Da, sunt lucrări diferite, sunt oameni diferiți, iarăși. Și fiecare percepe lucrarea care este lui mai aproape. E magie. E magie. Spus că e risc. E risc. Și nu știi dacă mâine o să pictezi. Ține aici de starea ta lăuntrică, dacă ți-a lucrat sau nu? Ține mai mult de disciplină. Pentru că dacă noi lăsăm responsabilitatea pe starea noastră lăuntrică, eu vorbesc doar de mine acum. Și mă conduc după starea că eu pictez doar atunci când am inspirație. Ok, asta poate fi o dată în lună. Asta nu e ok să pictez doar o dată în lună. Pentru că pictorul, la fel ca și oricare altă meserie, specialitate, trebuie să muncească în fiecare zi. De asta eu sunt pentru ca să fie disciplină chestia asta. Pe cât n-ar pări asta de o altă dimensiune, arta, da, pictura, ceva care nu spipă, care nu se atinge, dar e să simte, oricum necesită disciplină. Și tu asta faci în fiecare zi? Pictezi? Da. Ții pensul la mână? Desigur, eu pictez, desenez, schițez, asta trebuie să fie în permanență. Chiar dacă nu e ce e inspirație. Oricum, pe foaie se duce așa niște linii. Și asta merge, intră în gust. Uneori chiar, spunem așa, că apare inspirația, wow, ciudată. Urmează o întrebare foarte banală, recunosc, inspirația. Da. Pentru un artist e necesar să aibă ce să spună, ce să transmită omului. Și iată, tu de unde te inspiri ca să transmiți mesajul la care tu vrei să-l transmiți? Deci, în primul rând, eu mi-am descoperit misiunea mea, pentru ce eu cu asta mă ocup. Și reînșine misiunea mea, dacă este ca să fac lumea asta mai frumoasă prin ceea ce fac eu și ceea ce sunt eu cu adevărat, și eu sunt pictor, pot să mă socot chiar și o persoană care poate să inspire și alți oameni. Da, nu doar artist, dar și o persoană care poate prin comunicare să inspire, nu știu, mai mult curaj în oameni sau ceva genul dat. Păi atunci, uite, reieșind din misiunea asta, pe mine mă inspiră că eu să scriez mai departe. Dacă e să vorbim despre meseriile clasice, un om se trezește dimineața, se duce la muncă, seara vine acasă și e o rutină din asta continuă, iar la finalul lunii primește un salariu. Cum e la picturi? De exemplu, dacă o persoană merge, are la salariu care lucrează, dar el se duce în fiecare zi la lucru și primește la sfârșitul lunii salariu, sau la sfârșitul fiecare săptămâni, independență de job, păi atunci eu asta fac cu fiecare lucrare. Deci, la mine o lucrare poate să înceapă, poate să continuă și să termină. Independență de lucrare, poate să dureze 2 zile, poate să dureze 3 zile, poate să dureze 1 săptămână. Și uite că independența de lucrare merge și, spunem așa, și venitul care este. Remunerarea. Da. Și cât poți să muncești asupra unei lucrări? Maxim. Maxim? Eu maxim nu pot să spun acum exact. Bun, 2 săptămâni, dar pentru mine 2 săptămâni e foarte mult pentru asta o lucrare. Știi că există, sau în istorie au existat pictori care făceau lucrare timp de 8 ani. Nu ești acel gen de pictor. Nu sunt acel gen de pictor și vă spun așa cum este, pentru că lucrările nu se lucrează 8 ani. Lucrările ele poate să înceapă și poate să termine peste 8 ani. Însă pentru mine, asta e o legendă care spune că pictorul el a început la lucrare și el nu a terminat-o deodată. El a terminat-o peste 2 ani. Însă, în perioada asta, el a făcut mai multe lucrări. Asta nu înseamnă că el numai cu una a lucrat. Și atât, uite că avem în istorie așa lucrări care au făcut, de exemplu, 1990-1992. Dar, da, sunt lucrări care, uite că au durat. La fel ca și Mona Lisa, care au durat 3 ani de zile. Deci tu nu ai în experiența ta astfel de lucrări? Nu. Eu sunt pentru aceea ca noi să terminăm lucru. Să începem și să terminăm. Și asta e normal, pentru că să începem altă lucrare, să mergem mai departe. Deci nu ai nici o pictură acasă care ai început-o și ai lăsat-o? Acasă nu. Însă am o lucrare făcută începută pentru mătușa mea și recunosc încă n-am terminat-o. Eu trebuie asta să fac în afara proiectelor mele pe care eu le-am zi de zi. De asta acolo ea e făcută și urmează ca să fie, pur și simplu, trebuie finisată, trebuie lucrată în câteva ore. Ce îți dă bătăi de cap ție în meseria pe care o faci? Ce bătăi de cap? Diferit, divers. Pe mine, la moment, îmi dă bătăi de cap, cum eu pot să fac așa, ca lumea,
care încă nu mă cunoaște să mă cunoască. Ai nevoie de celebritate? De celebritate într-o așa măsură încât lumea să afle de mine cu ceea ce mă ocup eu. Că atunci când eu am nevoie de pictură, să știi că este așa pictor, Radu Dumbrava. Și atunci poți să adresezi la mine, indiferent în orice țară ar fi. Vrei să creezi o Mona Lisa? O Mona Lisa nu, însă vreau să-mi creez opera mea. Și îți spun, iată cum mi-a venit o idee, răspunzând la întrebarea dată. Opera mea, opera vieții mele ar fi o lume mai frumoasă, prin artă făcută. Dar o bătaie de cap nu ar fi și munca cu oamenii, cu clienții? Că și aici sunt tot felul de caractere. Sunt. Situații sunt diferite. Și eu, de exemplu, în cazul în care pare ceva neînțeles, deodată încerc să clarific, să fie clar pentru ambele persoane. Dar ai avut cariera ta? Da, ele sunt și în fiecare zi sunt. Bun, nu spun că în fiecare zi, adică în sens că ele sunt și asta ceva normal. Da, îți place să ți se dea astfel de provocări. Vreau, uite, așa. Și tu n-ai mai făcut așa niciodată. Dar omul vrea. Te apuci? Omul vrea, însă e foarte important că și mie să-mi fie interesant lucrul dat. Deci el poate spune că, uite, vreau asta, însă nu mi stă aproape tematica ce e. Și atunci el redirecționez la altă persoană care face anume în asta și el e bun în asta. Dar ce ți este departe de tine? De exemplu, peisajele acum. Te-ai pictat peisaje. De exemplu, straniu sună, dar portretele tot. Și mă refer la portrete care e de fotografie. Pentru că desori, chiar făcut, chiar și făcând așa o statistică de perioada din care eu lucrez, foarte des persoane care află că eu pictor, mă întreb, dar tu de fotografie poți pictează? Și spun că, uite, nu. Însă este persoană care face fotografie foarte bine și el asta se ocupă în fiecare zi cu asta. Asta deci pe tine asta nu te inspiră, nu te atrage, nu vrei? Cumva da, însă știi când trebuie să fac portrete, caracterii concrete în lucrări, atunci o fac. Crezi că o pictură poartă o încărcătură ezoterică? Da. Dacă să vorbim de ezoteric, ce înseamnă ezoteric? Ceea ce stă în afară de ceea ce vedem noi. Da, nu poți explica este. Științific. Da, de exemplu, da, eu cred că este. Că și se întâmplă asta... tot felul de povești, că dacă pui un tablou în casă care are o legătură cu sumbrul, ai ghinion și... Așa mai departe. Da, dar eu vă spun o explicație foarte clară că aici e, bun, dacă e un tablou care nu e mană, să spunem așa, care e în culoare alb-negru, de exemplu, că poate să ieși lucrări alb-negru, dar făcut foarte frumos. Păi atunci ea nu ne transmite starea asta și respectiv noi într-o stare mai joasă nu putem să facem absolut nimic. Suntem cumva, nu știu... Poți să omorâți. Poți să omorâți, da. Respectiv atunci, știi cum, cum trezești dimineața așa și merge lucrurile. Cam din aceeași istorie. Însă când vedem o lucrare, wow, făcută bine, făcută cu culori aprinsă, făcută frumos, așa ca să placă la oameni, atunci e nouă neridic stare de bine și noi vrem să acționăm. Noi suntem dinamici, noi suntem în mișcare în permanență. Acasă ai tablourile tale atârnate pe perete? Am o lucrare atârnată pe perete, care e deja vândută. Însă persoana care a cumpărat-o m-a rugat încă soțul la mine, pentru că atunci când el o să aibă casa lui personal, atunci el o să iei lucrarea. Deci nu e a ta? Pictura. Nu e mea, e vândută. Însă mai sunt careva lucrări care nu stau pe perete, însă careva proiecte care eu le-am făcut în trecut și le stau în atelier. Dar de ce nu le pui la un loc de cinste? Să vadă oaspetele care intră la tine în casă că uite ce pictezi. Păi bun, eu mai mult le văd ca proiecte pentru, de exemplu, ca schiță pentru proiectul de exterior. Și cam unele din cele care stau la mine în atelier, oamenii deja le văd pe perete afară.
Înțelegi? Mm-hmm. E chestia asta. Mm-hmm. Asta e. Și văd, în cazul dat, are un impact mult mai mare. Prieteni din domeniu? Pictori? Ai zis că e un cer de oameni care se susțin. Da, sigur, da. Deci colegi. Tu faci share la un pictor care tocmai a avut o expoziție. Care tocmai a avut o expoziție, da. Nu, însă dacă cineva care chiar... Bun, eu chiar recent am făcut share în istorie la mine. Unui pictor care el e născut în Moldova, el deja nu trăiește în Moldova, însă îmi place, mi-e aproape ceea ce face el. Și uite că am distribuit chestia asta. Susții alte talente. Susțin, bineînțeles. Ești la rândul tău susținut? Eu cred că da. Și susținut, n-aș spune poate, de exemplu, să vină cineva să spună că uite, Radu, eu văd că tu pictezi, hai pe tine să te sponsorizezi, dar tu pictează liniștit lucrările tale. Asta încă n-am întâlnit. Însă eu nici nu aștept, pentru că știu că eu îmi creez tot din lucrul meu, îmi creez așa, loc ce la siguranța aceea că eu să continui să fac lucrurile mai departe. Este susținere și eu simt susținerea asta. Și știi că nu faci nimic în zadar. Pentru că eu foarte des aud asta, da. Da, foarte des auzi asta, da. Și cu siguranță o pictură de-a ta, o pictură murală, de acea pată de culoare care poate să înveselească un om care merge la serviciu într-o zi obișnuită. Da. Tu vezi în viitor orașul nostru să arate așa, cu pete de culoare multe? Sigur. Sigur. Și eu sigur că el o să fie, pentru că apare tot și mai mulți artiști care fac lucrul dat. Până la urmă, cei din administrația orașului, de exemplu, ți-au mulțumit pentru efortul tău? Au fost, dar acolo a fost o scrisoare de mulțumire și eu am cerut asta când eram student. Pentru că am nevoie de nevoie pentru recomandare și am avut nevoie de așa o scrisoare. Însă, unicii care mi-au mulțumit, asta a fost, și o să spun direct, direcția Căi Ferate, care eu le-am făcut pe perete Palatul Feroviarilor, pentru ce eu și le mulțumesc, pentru că mi-a oferit ocazia că eu să fac o astfel de lucrare, care a rămas în istorie și o să fie în istorie. Dar asta cred că sunt unii și care mă mulțumesc. Și atât. Și oricum ești deschis să mai repeți astfel de experiențe și ți-ar plăcea. Eu o să merg pentru că asta e scopul meu. Și eu o să continui ca eu să fac lucrări. Da, dacă să vorbim de colaborare, bineînțeles. Și ești cu mult mai deschis să faci o astfel de colaborare atunci când este, știi cum este, feedback-ul ăsta înapoi de la oameni. Cu siguranță. Dar cum spuneam, noi vrem un oraș vesel, frumos, în care să se simtă arta. Mm-hmm. Că avem oameni care sunt talentați, de ce nu? Dar eu vă spun părerea mea. Că un om atâta timp cât el nu se simte util acolo unde el este, păi el o să plece. Tu în Republica Moldova te simți util? Eu mă simt util pentru oamenii care apreciază ceea ce fac eu și care solicită ceea ce fac eu. Avem o scurtă publicitate care vine acum și după continuăm. Radu, da, întrebările de la oameni, nici nu de la mine, da? Ești pregătit? Mereu pregătit. Vitalie, te rog frumos. Sunt niște întrebări, dacă vrei te ajut eu, dacă vrei selectezi tu câte una, o citești în voce tare să se audă și să răspunzi. Ok. Chiar acum, da? Te rog, da. Deci regula numărul 1, să fii sincer. Regula numărul 2, nu ai voie să nu răspunzi. Păi. Deci prima. Așa. Descrie-te ca și personalitate în câteva cuvinte. Așa, fă-ți o autodescriere, un autoportret. Autoportret. Prin cuvinte. Eu sunt o persoană deschisă, sinceră și îmi place foarte mult să ajut. Și ceea ce fac eu, de fapt, pictura, asta să ajut alți oameni ca să aibă și mai mult frumusețe în viața lor. Dar ai auzit, apropo astfel de replici, Radu, mă ajuți cu arta ta?
Eu chiar recent am auzit așa o frază de la o persoană care am făcut o lucrare în Belgia. A spus că lucrarea care ai făcut-o tu acasă la noi i-am ajutat pe mine să privesc în viitor. Și asta foarte mult pe mine mă inspirat, sincer, și astfel de chestii mă inspiră. Deși eu nu le aștept. Însă ele când vin, ele îmi dau și mai mult putere. Și atunci, poate chiar când n-am dispoziția aceea care mi-aș fi dorită, eu deschid, mă uit și, da, asta mă ajută să mai departe. Dar ce ai ilustrat în acea lucrare? Ce era acolo? Deci acolo erau câteva clădiri. Era așa o perspectivă foarte interesantă. Știi de cum noi am stat într-un grup, în mijlocul unui grup de clădiri? De exemplu, un bloc aici, un bloc aici, un bloc aici, un bloc aici. Noi privim în sus. Și uite că merge perspectiva asta în sus. Însă toată perspectiva asta e pictată în fața noastră. Și respectiv persoana, când se uită la lucrarea dată, dar e ziua de mâine. Da. Da, și asta uite că ajută foarte tare. În loc să mergi la psiholog, mai bine pictezi ceva frumos în casă. Da, pictezi ceva frumos în casă sau investești în pictură, ceea ce te... Starea de bine, cum ai spus. Starea de bine, dar și o terapie. Și chiar persoana, dacă faci pictură, asta e tot foarte terapeutic. Foarte bine ai răspuns la această întrebare care cu totul din altă parte a pornit. Te rog, următoarea. Următoarea, da. Ok. Hai să vedem. Ce întreabă lumea? Iubirea te inspiră să creezi? Sigur, sigur. Iubirea, cred că față de o femeie, asta a fost ideea. Față de o femeie. Față de o femeie, da. Pentru mine e mult. Eu aș spune că e o afinitate, nu iubire. O afinitate atunci când ai o simpatie foarte mare față de persoană. Și aș spune că aș putea chiar să duc starea asta în aceeași categorie ca și inspirație. Înțeleg ce zici. Da. De asta, dacă mă inspiră, scriez, da, asta mă inspiră. Te ajută să crezi altceva. Da. Pentru că ai o altă emoție. Da. Acum simți o altă emoție? La momentul de față. La momentul de față? Da. Deci eu mă simt foarte bine comunicând cu tine. Da, sau, dar sau am întrebat altceva. Adică... Dacă eu sunt îndrăgostit acum? Da. Nu, față de femeie nu, pentru că eu acum la moment nu am nicio relație cu cineva. Am înțeles. Accept răspunsul și mergem mai departe. Următoarea. Okay. Vezi ce ușor ai scăpat. Ok. Care este părerea ta personală despre educația artistică din școlile de stat? Care crezi că sunt lipsurile acestea? Foarte delicată întrebare. Eu aș spune că eu nu sunt persoană competentă în a spune care sunt lipsurile numai în școlile de stat. Dar ești un absolvent. Dar sunt un absolvent. Și ai trecut acolo prin acele holuri ale acestor instituții. Da, 4 ani și? 5 ani jumate. 5 4 ani licență și 1 an jumate masterată. Ți-au plăcut toți anii? Absolut? Fiecare zi? Fiecare oră petrecută acolo? Nu, recunosc că nu. Recunosc că nu, însă eu îngăsc în mine puterea ca să continui mai departe. Dar ai recomandat, de exemplu, fiului tău sau fiicei tale să-ți pășească pe urme, să meargă într-o astfel de instituție la noi? Într-o astfel de instituție, dacă el știe foarte bine din start care e scopul lui acolo. Dacă el are un scop bine definit și el vrea, de exemplu, ca și mine, să meargă la pictura murală și să studieze anume asta, pe atunci eu dai voi. Și uite aici încă o întrebare. Un absolvent a unei astfel de școli de la noi ar putea vreodată să ajungă în galerie de la Louvre? Dacă acolo este așa chestii ca persoanelor în viață, pentru că eu n-am fost la Louvre încă. Poate peste 100 de ani fie, dar vreodată. Sigur, și eu văd așa persoane în viață. Sunt. Acum. Sunt, bineînțeles, fac niște portrete pur și simplu extraordinare. Avem talente. Desigur. Și eu de părere că noi moldovenii avem foarte multe talente. E scump să pictezi ceva pe peretele casei mele, de exemplu? Cât costă în asemenea serviciu? Interesant asta. Interesant. Deci la moment de mediu poți scoți 5.000 de euro. Independența iarăși de lucrare. Asta poți scoți mai mult, poți scoți mai puțin. Dacă e tot peretele, dacă e o bucată, da? E per lucrare, per lucrare. Dacă eu lucream un an, doi în urmă, luam pe metru pătrat, de exemplu, cotam lucrul meu, păi acum eu pur și simplu pe o lucrare.
La noi sunt mulți doritori care vor să dea 5.000 de euro să aibă o lucrare pe peretele lor, în casă? Ei sunt. Și eu continui să mă fac cunoscut printre ei. Și aici, eu cred că oamenii sunt gata să dea și mai mult. Dacă? Prin ceea ce facem noi rezolvăm problema lor. Văzusem că ai pictat o lună în casa cuiva. Da. Acolo ai rezolvat o problemă? Desigur. Acolo era un perete gol care stătea gol de 10 ani. 10 ani de zile. Casa a fost construită și ei nu știau ce spună. Deci, în primul rând, ei s-au adresat la mai mulți pictori. Și nu, pur și simplu, nu puteau să găsească soluția aceea care uite pentru dânsi. Vine că Radu, eu vreau să vin acasă, de la lucru, soțul, din familia dată. Și eu vreau să stau pe canapeaua de aici, să mă uit la perete și eu vreau să mă relaxez, vreau să meditez în față la luna asta. Ok, nicio problemă. Deci tu ai rezolvat mai multe probleme acolo. Da, de design. De estetică, da. Și de starea la untrică a gazdei. Da. Și mie îmi place foarte tare să fac lucrul dat. Și eu cred că chiar prin ceea ce fac eu prin oraș, eu rezolv iarăși anumite probleme. Pentru că dacă noi acum să mergem în oraș, problema numărul 1, orașul e gri. De fapt, el este, persistă griul ăsta, dar griul ăsta el este pestitet. Și în alte țări putem să-l găsim. Rezolvarea este doar arta. Dar rezolvarea nu doar, dar estetica pe care noi facem. Și chiar și un trotuar făcut foarte bine estetic, tot poate să fie estetic. Neapărat ajungem la acest subiect, care vreau să-l dezvoltăm mai amplu, dar hai să satisfacem curiozitatea. Da, sigur. Next. Next question, please. And the next question is... Ai pictat nuduri, desigur, facultate. Stai, leac. Ai pictat nuduri. Nuduri, așa, da. Despre nuduri. Spre nuduri, da, am pictat în facultate. În facultate, da, deci ca să asimilezi desenul, trebuie de asimilat genere, tot absolut. Construcția omului, tot absolut. Și a picta un om, asta nu e atât de ușor. Da, nu e nimic ieșit din comun, că acolo pictați nuduri. Dar după facultate? După facultate, nu. E foarte important ce ajunge la oameni. Și pentru oameni, nudul acela trebuie să fie frumos ca să înțeleagă că asta într-adevăr e artă. Și nu ține de altă categorie de... Știi cum se spune că sexul binde? Este, dar astea sunt niște, spunem așa, știi cum, niște butoane care eu nu le folosesc doar pentru a vinde, știi cum. Dacă îl folosesc, să fie ceva frumos. Să fie un nod frumos, care într-adevăr atât te uiți și el o să placă la oameni. Se fac bani buni în pictură? Desigur. Dacă ești bun în pictură, păi atunci poți să faci bani buni în pictură. Aici e foarte important pentru mine, de exemplu. Eu îmi dau foarte bine seama că sunt lucrări care eu de fapt pentru oraș și sunt lucrări comerciale. Atunci când sunt lucrări comerciale, eu atunci vând. Atunci când sunt pentru oraș, atunci ele sunt pentru oraș. Bun, și acolo sunt, spunem așa, stabiliți careva bani. Însă, acum, la moment, așa am stabilit pentru mine clar că, uite, sunt lucrări comerciale din care îți câștigă bani. Și aici, iarăși, e nu pur și simplu pentru bani, dar eu dau ceva la oameni pentru asta. Deci eu produc ceva, eu fac o lucrare. Se fac bani buni din pictură dacă ești foarte bun. Tu ce notă îți dai ție ca artist? Mie? Între 8 și 9. Nu dau 10 pentru că eu vreau să continui să lucrez. Dar la capitolul insistenței pot să-mi dau chiar un nou ferm. Ți s-a zis că nu ești talentat sau că vreun tablou pictat de tine nu e bun? Sigur, am auzit asta. Deci tu tocmai ai spus că ești un artist de nota 9 și dincolo că ți s-a spus că nu ești bun? Da, dar asta a fost o perioadă. Noi am spus că noi suntem sinceri. Te rog. Că asta în facultate a fost foarte bine. Dar ce simți atunci când ești criticat? Deci, bun, depinde cu ce scop să spune critica asta. Dacă eu sunt, spune cu scopul de a mă face pe mine mai bun,
Și atunci eu simt că, într-adevăr, uite, mi s-a spus ceva care cel puțin trebuie să iau în considerație. E foarte important cum noi ducem mesajul ăsta la om. Aici foarte, foarte mult se influențează, poate nu atât pe tine ca artist, dar încă și ca persoană. Da, pentru că artiștii sunt oameni sensibili până la urmă. Foarte sensibil, eu vă spun, foarte sensibil și dacă aveți artiști în jurul vostru, pur și simplu aveți grijă de dânsii ca nu știu, ca ochii din cap. E un bol de sticlă, nu? Sigur, un artist. Da. De asta eu m-am întărit, mine asta m-a făcut mai bun doar. Întrebarea, ai iubită? La moment nu am iubită. E o întrebare care te deranjează? Nu. Nu. Nu, însă eu sunt căutare, mai ales că acum am scop să-mi fac familie și eu visez foarte mult la un copil și asta să fie fetiță. Dar știi că nu tu stabilești sexul viitorului copil? Păi, ok, însă o să facem așa până ce o să fie fetiță. Așa, deci dacă sunt 5 băieți, așa să fie fetiță. Da. Și radarul e pornit. Da, sigur. Sigur. Și lucrează. Ok, bine. Ultima întrebare. Ultima. Da-da-da. Despre? Despre. Arta dumneavoastră a fost apreciată și în alte țări? Da, a fost apreciat, bineînțeles. Eu am făcut lucrări în Polonia. Am participat la cea mai mare pictură murală cu tematică istorică din Europa, se numește 750 de metri de glorie. Ce frumos! Da. Îmi place cum e intitulată lucrarea. Da, știu, în Varșovia. Lângă Varșovia, da, acolo cam aproape. Da. Cu alți artiști plastici. Voi ați făcut o echipă. Noi am făcut o echipă, deci este autorul Raful Roscovinski. El a creat conceptul, el a creat ideea, el a creat tot și respectiv, uite că eu, fiind după facultate, eu m-am propus. Și bineînțeles că mi-a oferit ocazia și mi-a delegat că eu să fac practic ceea ce e mai important în lucrarea acolo, caii, portretele. Și uite că, făcând asta, oamenii veneau și se uitau că, ok, bravo. Otilul, plăcutul, toate se combină. Da. Și niște bănuți mai ies, da? Desigur, desigur. Toate tablourile, toate lucrările care le fac, ele se vând. Deci mai întâi ai vândut-o, după care ai realizat-o. Perfect. Da, absolut. Deci totul merge strună. Da, totul merge strună și eu acum o fac la o scală mult mai largă și mult mai largă. Deci mergem mai departe, continuăm. Pe toate fronturile. Astea au fost întrebările de la oameni, nu ale mele, de la oameni. Satisfăcut? Foarte satisfăcut. Acum procedem la ale mele? Ok. De ce pictura murală? Explică-ne. Nu e mai comod să pictezi în casă, la călduț? E mai comod, e confortabil. Însă, pictura murală pentru mine e o chestie în care eu pot să mă manifest și să fiu persoana cea care sunt eu. Pentru că mie îmi place să fac lucrurile la scală largă. Respectiv, eu am plecat la facultate special pentru pictura murală. Și dacă atunci pictura murală pentru mine însemna doar un anumit tip de lucrări, păi uite că în facultate și implicându-mă în procesul de, spun așa, de realizare și altor proiecte, păi uite că am aflat că este și pictura murală de astfel de tip pe care eu o fac pe exterior, pe clădiri mari. Cum e acest proces de muncă? Spune-ne tu, cu ce sacrificii se lasă? A fost proiect în care noi lucram la o temperatură foarte jos. Cealaltă parte. Cealaltă parte că era prea cald. Sau că e prea cald. Și bineînțeles că o lucrare, atunci când se pictează la o temperatură foarte mare și deci expusă la razele de soare direct, pe iarăși vopseau și nu se ține mult. Mai am aici câteva întrebări. Da. Scurte. Okay. Și te rog mult să răspunzi la fiecare dintre ele, bine, după care promit, nu te mai rețin deloc. Prima, ce te face pe tine să râzi? Să râd? O glumă poți să mă fac mie să mă râd. Sau, într-adevăr, prima întrebare, care, primul răspuns care mi-a venit astăzi, chiar și copiii poți să mă fac să mă râd. Atunci când, într-adevăr, sunt într-așa o stare de dezinvoltură și devin ei și fac diferite chestii. De-aia ziceai că ți-ai dorit copii. Posibil, tot e una din motivele. Un pictor notoriu, ce calități și experiențe ar trebui să dețină? Disciplină, muncă și
să aibă scopuri nobile pentru oameni. Teatru sau film? Film. Ceai sau cafea? Cafea, bine. Ești un om fericit? Mă fac fericit. Ce te vezi făcând la pensie? La pensie? Am foarte mult pământ și sunt foarte mândru de ceea ce am realizat în viață. Îți mulțumesc, Radu, foarte mult pentru interviu. Ai spus că ești un om deschis. Asta pot să confirm și eu că s-a simțit. Mersi foarte mult. Și sper că te-ai simțit bine aici. Mă simțit foarte bine și iarăși. Mă simțit foarte bine și am comunicat așa pentru că voi mi-ați oferit ocazia să fiu așa cum sunt eu într-adevăr în viață de zi cu zi. Cu mare drag și să ne bucuri cu arta ta. Continuăm. Dacă ne permiteți, noi am vrea să facem o emisiune extraordinară astăzi. Scuze, pe mine mă deranjează tare. Nu le aud, eu numai la tine atenție. Mergem mai departe. Dar mai este ceai? Dar sunt foarte bine, știi? Suntem, eu nici nu dau seama că suntem aici. Apoi asta e ideea. Sau, de exemplu, acasă, știi? Da, noi discutăm pentru că nu există camere. Tu ai creată, că senzația asta și asta e foarte super. Hai să vedeți de ce vine. Încă puțin și scăpăm de frig. Dar discuția noastră ne încălzește, da? Gata! Super! Este! Foarte fain!